Cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem Sfintele Scripturi în Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 10 la versetul 12, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1214. Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 10. Cuvânt al Domnului care spune în felul următor: Și am auzit în cer un glas tare care zicea: Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această seară suntem împreună în locul acesta și după momentele de închinare și de laudă la adresa Domnului urmează să ascultăm al Domnului cuvânt și continuăm să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Amin. Noi suntem niște oameni care ne pregătim, studiem, facem repetiție, dar dacă Dumnezeu nu toarnă har, toate aceste lucruri sunt sortite eșecului. În schimb, când Dumnezeu toarnă har, se suspendă timpul, totul are ungere, totul are sens și dintr-o dată pământul nostru, muritor, trecător, plin de necazuri, se are o conexiune specială cu cerul, cu infinitul și simțim o bucată din cer, din casa noastră despre care se vorbea atât de frumos, că a venit în noi și de aici suntem exact în anticamera aceea a cerului, când suntem pregătiți cu atmosfera de acolo, cu ceea ce se întâmplă acolo. Mă bucur că sunt în casa de rugăciune renovată. La dumneavoastră am venit, am fost la cămin ultima dată la evangelizare, acum am venit și am văzut lucrul acesta, vă apreciez de ceea ce ați reușit în locul acesta, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Totdeauna când văd casa Domnului într-un mod ca acesta, îmi dau seama că oamenii respectă credința lor și în mod special respectă pe Dumnezeu. Pentru că observ de foarte multe ori comunități, când ajungi în casa particulară a cuiva, are cele mai noi tipuri de aparate electrocasnice, are o zugrăveală tip modern, cu LED-uri, cu tot felul de lucruri, numai în casa Domnului că pe timpuri, rustic, pe vremuri. Și atunci mă întreb, Domnule, dar cum de la tine se poate și dincolo? Aia e casa Domnului, la casa Domnului merg și lucrurile de astea rămas așa. Nu, iubiții mei, trebuie să fim în ton cu toate, Doamne ajută! Spune Scriptura că la un moment dat o femeie a venit la Domnul Iisus Hristos, a spart un vas de alabastru și a turnat tot conținutul pe capul Domnului Iisus. Bineînțeles că camera respectivă s-a umplut de un miros plăcut, dar persistent de mir. Și au început comentariile. Ce atâta cheltuială, Domnule? Pentru ce? Mirul ăsta se putea vinde cu mai mult de 300 de lei. Pentru ce ați făcut voi risipa aceasta? Singurul care a apărat-o pe femeia aceea a fost Domnul Iisus, care a spus: lăsați-o în pace, ea a făcut un lucru frumos. Adică Domnului îi place lucrurile frumoase, că noi am crezut că numai nouă. De-aia e la casă, la noi e frumos. Domnului nu-i plac lucrurile frumoase? Ba da, vă apreciez că ați făcut un lucru frumos, Doamne ajută! Anumite lucruri trebuie să se corecteze, frații mei. Casa Domnului este un loc în care venim, ne expunem cuvântului, dispus să ne schimbăm. Asta e problema. Ne expunem adevărului și aici ni se prezintă numai adevărul cum să trăiești bine și mult pe pământ, că nu este scopul principal, ci ne expunem cuvântului Dumnezeu care ne arată cum să ne pregătim pentru casa aceea din cer, unde vom trăi o veșnicie. Doamne ajută! Și nu se mai schimbă nimic acolo. Bineînțeles că ai vrea să mai adaugi, măi, o trecut renovarea casei de rugăciune, eu nu prea am contribuit, am avut cu ce, dar n-am contribuit. Nu mai poți întoarce timpul înapoi. Efectiv, el s-a dus timpul. Mai prins, dacă îți dă Dumnezeu sănătate și mai prins o renovare sau Doamne ajută să mai faci o casă de adunare mai mare, că nu mai încăpeți aici. Asta că pentru mulți credincioși greșiți sună ca un fel de blestem. Cum adică alta mai mare? Abia am contribuit aici. Să dea Dumnezeu să nu încăpeți aici, Doamne ajută. Stimații mei, ne bucurăm că suntem la părtășie în Harul Domnului sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Se vorbea aici despre o întrebare foarte, fratele, a provocat logica noastră, din punctul ăsta de vedere, de ce diavolul totuși e liber? Că în mod normal trebuia să nu fie liber. Când diavolul a fost înfrânt, Dumnezeu l-a dezbrăcat de autoritate și de putere și este liber.
să ne dea dreptul să alegem. Fratele a explicat foarte bine. Dar ca să poți alege, trebuie să ai din ce alege. Trebuie să ai alternativă la ales. Dumnezeu n-are nevoie de roboți. Știți, erau casetofane și mai sunt casetofanele alea când poți înregistra. Toți avem nevoie de iubire. Am vrea ca soția să ne spună că ne iubește. Am vrea ca soțul să ne spună că ne iubește. Am vrea ca copiii să ne spună că ne iubesc. Dar ce-ar fi dacă soția, de exemplu, ar înregistra pe un casetofon te iubesc, dragă, și tu în fiecare zi pui și asculți, te iubesc, dragă, și așa de ești din cântat, casetofonul îți repetă toată ziua că te iubește pe tine. Care dintre noi ar fi bucuros de repetiția aceea? Un casetofon îți spune că te iubește pe tine. Dumnezeu nu ne-a făcut roboți. Ne-a făcut oameni să alegem. Și din iubire pentru El, în seara asta, puteați să fiți oriunde. Pe internet poți sta, la televizoare poți vedea diferite programe, te puteai duce la vizite la neamuri sau în excursie undeva, sau te puteai odihni. Dar ai ales din dragoste pentru Domnul să fii în casa Domnului, Domnul să binecuvinteze. Și asta e un lucru extraordinar pentru Dumnezeu. Pentru că El nu ne-a chemat. Sunt foarte mulți oameni care văd că se comportă de parcă, domnule, eu mai vreau să mă mai distrez în lume. Mai erau discoteci, mai erau beții, mai erau tot felul de șmecherii care îmi plăceau mie și păcate care îmi plăceau, dar la un moment dat mi-a sunat ceasul. Sunt mulți care spun, nu mi-a venit ceasul. Sau la un moment dat m-a chemat Dumnezeu și n-am mai avut ce face. De atunci am venit în adunare și cânt aici, nu prea bucuros, mă gândesc la ce am lăsat și mai puteam face. Dar cânt aici și într-o zi îmi închipui că voi ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, cânt acolo la o lăută plictisit, mai aveam de păcătuit și Dumnezeu m-a adus aici și uite că acum cânt plictisit așa aici. Știți, când mă uit la nivelul amvonului, cam mult seamăn în stilul ăsta, adică aduș forțat. Rugăciunea nu se roagă, l-a cântat, nu cântă, păi de ce-i venit? M-a chemat Dumnezeu la mântuire și trebuie să fiu salvat. Frații mei, când intri în adunare, dacă tot ai făcut gestul să te schimbi de salopete, tot ai lăsat hainele cu care ai umblat pe acasă și vii la adunare, păi când se cântă, cântă, măi. Când se roagă, roagă-te. Când e atmosfera... Pentru că lucrurile astea se văd. Se văd dacă e dragoste sau nu. Se văd dacă este pasiune sau nu. Și nu uitați că credeți voi, că nu credeți, că cred eu, că nu cred. Domnul Iisus a spus unde sunt doi sau trei, vin eu în mijlocul lor. Și frații mei, El e aici. Și El se uită cum noi stăm așa apatici, așa. Singurul cuvânt care ne încântă pe noi grozav este, fraților, adunarea e liberă. Gata! El vede asta. El vede asta. El vede cum cântăm, vede cum ne rugăm, vede cum socializăm, cum dăm mâna unii cu ceilalți, vede cum ascultăm cuvântul, vede că tot ne uităm la ceas. Mai este puțin, mai este puțin. Și spune, ăsta chiar mă iubește? Îl binecuvintez, îl păzesc. Chiar mă iubește pe mine? Ei, când schimb mentalitatea asta, spui, măi, pentru Domnul. Că vine ăla din Moldova, vine, eu mă duc pentru Domnul acolo. Că cântă corul, dacă cântă, eu mă duc pentru Domnul. Dacă corul se ridică și falsează, eu mă duc pentru Domnul acolo. Frate meu, n-ai să fii dezamăgit niciodată. Domnul totdeauna e aici. Noi, predicatori, mai greșim. Cântărețe mai greșesc, frață mai greșesc, dar Domnul e aici. Niciodată n-ai să fii dezamăgit. Dar pentru asta trebuie să ai o anumită atitudine. Doamne ajută! Amin. Textul biblic vine și ne vorbește despre un moment când diavolul avea acces în ceruri. Și acolo se ducea să părască pe cei care credeau în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Și spune Scriptura că la un moment dat Dumnezeu îl aruncă jos din ceruri. Și spune cuvântul Domnului, bucurați-vă ceruri că a scăpat de el. Vă reamintesc că toți din ceruri sunt mai tari ca noi. Arhanghelii, heruvimii, îngerii de acolo, toți sunt mai tari ca noi. Și lor li se spune, bucurați-vă că a scăpat de el. Și apoi spune, vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mare furie, pentru că știe că are puțină vreme. Și în domeniul ăsta, pe pământul ăsta, pe planeta asta albastră, unde el a coborât plin de mânie și de ciudă, sunt oameni care îl biruiesc la el acasă. Și spune Scriptura, ei, credincioși ăștia, l-au biruit și li s-a dat niște arme cu care să-l biruiască. Toți din lumea aceasta suntem sub asaltul celui rău. Diavolul a fost aruncat de acolo, din ceruri. Și știe cum e acolo. Noi avem câteva ferestre, așa, câteva
imagini luate doar, în câteva secvențe din Biblie, când ni se spune ce frumos e acolo și noi pomenim de alea, cântăm de străzile de aur străveziu, cântăm de pomul vieții, de râul vieții și cam atât. Cam atât, mai restul nu mai știm pe acolo ce mai este. Și așa mai departe. El a mers pe străzile alea. El a locuit acolo o bună perioadă. Și de acolo a fost scos și a aruncat pe pământul ăsta. Și atâta-i de ciudă că a fost aruncat de acolo, pentru că nu vrea să mai lasă pe nimeni să ajungă în locul de unde el a fost exclus. Să luptă cu tine și cu mine să nu ajungem acolo. Și face tot posibilul să ne împiedici să venim la adunare, să ne împiedici să cântăm din toată inima, să ne împiedici să iertăm și să cerim iertare, să ne împiedici să fim serioși în afaceri, să ne plătim datoriile. Ne împiedică în toate aspectele astea. Efectiv, ne împiedică. Pentru că toate astea sunt ieltiri ale Lui ca să ne împiedici să ajungem în locul ăla de unde a plecat El, care e ciudă pe noi. Cum de El, o personalitate atât de mare a lumii, a îngerilor, i-a aruncat de acolo și amărâtul ăsta de Virgil Neagu îi pregătește Dumnezeu să ajungă exact unde a fost aruncat El. Și El mai știe un lucru, că Dumnezeu ne iubește atât de mult și pe El l-a surprins grozav. Când a văzut că Dumnezeu a fost în stare să-L ia pe singurul Său Fiu, de aceeași natură și esență cu El și din pricina unor oameni amărâți ca noi, pe care El nu dă doi bănuți, l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să ne ofere posibilitatea ca să fim iertați și mântuiți. Și a venit Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, cum spune Crezul Iraniceea, și cu toate că avea 12 legiuni de îngeri, o armată foarte puternică. Amintiți-vă că un singur înger a intrat într-o tabără a asirienilor și a ucis într-o singură noapte 185.000 de oameni, 12 legiuni, îți cam 72.000 de îngeri de calibrul ăla. De calibrul ăla. Lăsau pământul pustiu, efectiv. Avea așteptat un semnal ca cel deopotrivă cu Tatăl să le spună, luați-mă de aici. Dar n-a spus niciodată. Ce a spus, Tată, în mâinile tale îmi credințez Duhul. Și versetul de aur al Bibliei, pe care acum avem bucuria să-l cităm totdeauna, este acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Stimații mei, ne-a oferit Dumnezeu posibilitatea, l-a uimit grozav, iubirea Tatălui pentru niște ființe muritoare. L-a uimit grozav. L-a uimit faptul că Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne facem copii ai Săi, fii ai Săi, să înlocuim pe îngerii care nu și-au arătat credincioșia, dar erau îngeri, pe noi ne-a urcat la rangul de fii ai Săi. Din cauza asta, știe că la Tata nu mai poate ajunge, dar știe că inima Tatălui suferă pentru copii. Mi s-a întâmplat pentru cei care sunteți părinți ca copiii voștri să îmbolnăvească, să aibă temperatură, să aibă crampe. Ca părinte, totdeauna ai simțit în boldul ăsta, măi, i-aș lua eu durerea, o port eu, dar să nu suferi el. Pentru că nu poate ajunge la Dumnezeu, încearcă să mă prostească pe mine, să te păcălească pe tine, să păcătuiești, să faci o gafă, să faci ceva și inima Tatălui suferă. Așa ajunge la Dumnezeu, prin mine. Ori de câte ori ne prostește să mințim, inima Tatălui suferă. Ori de câte ori ne prostește să fim aroganți, să facem mișto de frații noștri, inima Tatălui suferă. Ori de câte ori suntem nesimțiți, inima Tatălui suferă. Pentru că toate astea sunt ispite ale diavolului care atacă direct pe Tata prin mine. Și eu spun, așa vreau eu, nu iubitul meu. Tu ataci inima Tatălui. Tu strici onoarea celui care te-a binecuvântat atât de mult. Pentru că prin noi, El, dușmanul nostru, face ca inima Tatălui să sângereze. Și stimații mei, dacă n-ar fi soluție, dar este. Dumnezeu ne-a dat soluție aici. Și soluția nu-s după capul nostru. Ca să-L învingem pe diavolul, care a văzut ca noi miliarde, n-ai cum. El l-a văzut pe Solomon, cel mai înțelept om care a trăit pe pământul acesta. Dintre oameni. Și l-a terminat. L-a văzut pe David, om după inima lui Dumnezeu, atât o stat după el, până și pe ăsta l-a dat jos. L-a văzut pe Samson, cel mai puternic om,
care exista pe fața pământului. Și pe asta l-a terminat. Miliarde de oameni au căzut sub păcat și sub fără de lege, învinși de diavolul și de cohortele lui de demoni. Iubiții mei, n-avem nicio șansă împotriva lui. Ca noi au văzut miliarde, el știe din primul pas ce vrei să faci. Câteodată vă explic dumneavoastră și am explicat și altora, te otărăști într-o zi să postești. Una dintre armele cele mai teribile împotriva împărăției diavolului este postul. Și dintr-o dată apar lângă tine colegii tăi, prietenii tăi, colegii tăi de muncă, colegii tăi de școală, toți vor să-ți ofere un sandwich, toți vor să-ți ofere bomboane, toți vor să-ți ofere gumă, toți vor să-ți ofere ceva. Păi, dar unde ați fost până acum? Că și ieri am fost aici, sau la altă ieri am fost aici. Și-aș fi vrut un sandwich gratis. Și-aș fi vrut, de unde ați fost? Tocmai ziua apostolului apar toți. Pentru că cineva din spate vede, te urmărește, tu vrei să-i strici învârtelele prin lumea asta, nu? Cu postul tău. Apare imediat. Pentru că ești observat. Tu ți se pare că nu ești observat. Ești, crezi că te pierzi unul din peste cei 8 miliarde de oameni. Nu, nu. Ești observat în mod special. Și tu nu-l poți învinge pe diavolul la el acasă cu înțelepciunea ta. Aud foarte mulți credincioși. Frate, dar eu sincer. N-ajunge sinceritatea ta. Imaginați-vă că pe străzele la Gătaia vine un tank din ăsta rusesc sau ucrainean acum, sau un american, Abraham, vine un tank pe aici, pe străzile astea, face scandal, strigă șoselele și toți ăștia din Gătaie, inclusiv noi, suntem supărați că tankul ăsta hurui noaptea pe aici și trece peste grădini la oameni. Și noi, nervoși, mergem să-i rezolvăm pe tankiștii ăia, să le spunem, măcar să simt așa, și luăm toți, fiecare, unul câte o bătă de baseball, altul o streață dintr-un gard, altul o rangă de fier și mergem la tank să-i arătăm noi că nu sunt vienții pe ogoarele noastre care trebuie să amanate. Tankiștii când ne văd pe noi cu rângi, cu o streață la gard, știi ce fac? Râd. N-avem ce face la tank cu chestiile astea. Noi suntem sinceri, vrem să-l oprim. Și foarte bine că vrem să-l oprim, că n-ar trebui să facă așa ceva. Dar sinceritatea ne ajută. Noi trebuie să avem arme pentru tankul respectiv. Cu bucăți de lemne, cu bâte de baseball și cu rângi, nu facem nimic. Însă există arme speciale, numite arme anti-tank, care au anumite grenade, care ajung pe tank și cât e de gros, el topește blindajul, intră în interior și explodează. Când văd tankiștii pe cineva cu armă anti-tank, imediat virează. Imediat caută să scape de acolo. Stimați mei, noi avem de luptat împotriva unui dușman și cu armele pe care le avem noi, foarte multe arme, măi, am greșit, stau bosunflat vreo două săptămâni. Asta e o streață de gard. E o streață de gard. Că stai tu bosunflat vreo două săptămâni. M-am întâlnit pe alții, frate, am greșit cu ceva, nu vin la adunare o luni de zile. E altă, bătă de baseball, atât tot. Nu învingi pe diavolul cu bosunflările tale. Nu învingi pe diavolul că nu vii tu la adunare. Nu învingi pe diavolul cu lucrurile pe care le faci tu. Sunt arme speciale pe care Biblia le prezintă că îl învingi pe diavolul ăla acasă. Și ăsta e subiectul meu pe ziua de astăzi, pe seara aceasta. Care sunt armele pe care tu ar trebui să le ai, ți s-au dat să le folosești? Pentru că dacă nu le folosești asta, vei fi un înfrânt continuu. Continuu vei fi înfrânt. Prima armă pe care o găsim aici, spune Scriptura, ei l-au biruit prin sângele mielului. Sângele Domnului Iisus Hristos nu este o incantație, în primul rând. Diavolul nu se teme de oamenii care spun sângele Domnului și nu au luat cena de nu știu cât timp. N-are nicio treabă, îi termină, efectiv. Diavolul se teme de oamenii care folosesc sângele Domnului la ceea ce trebuiește. Pentru că sângele Domnului e răspunsul la un singur lucru, frații mei. Sângele Domnului nu s-a dat ca noi să trăim cât Metusala. Sângele Domnului nu ni s-a dat ca noi să mâncăm bio. Sângele Domnului s-a dat pentru un singur scop, să ispășească păcatele. Amin. Pentru asta s-a dat sângele Domnului. Că nu este iertare fără vărsare de sânge. Și sângele lui Iisus Hristos s-a vărsat ca păcatele noastre să fie iertate. Stimații mei, sângele Domnului este o armă pentru că face în așa fel încât să nu mai fim expuși diavolului. Diavolul nu are nicio putere asupra omului, asupra oricărui om. Nu are nicio putere decât prin păcat. Atâta tot. N-are voie să intre în viața unui om. Diavolul ne-ar poseda, ca să nu spun influența, pe toți. Plăcerea lui asta ar fi. De ce totuși nu o face?
Pentru că trebuie să existe anumite portițe legale prin care îi dai voie să intre în viața ta, prin care îi dai voie să te chinuie, prin care îi dai voie. Și portița legală pe care o are el este păcatul. Totdeauna păcatul este marfa diavolului. Totdeauna cel ce ne prostește, ne păcălește să păcătuim este diavolul. Când minți, te-a păcălit diavolul. Bineînțeles că și tu accepți și ți-ți convine să scăpi de amendă, să scăpi de a da bani mulți. E mai ușor minciuna, dar minciuna este marfa diavolului. Și când diavolul reușește să te păcălească, să faci un păcat, de un fel sau de altul, el are marfă pistoc în viața ta. Pentru că minciuna, pentru că păcatul, pentru că neiertarea e marfa lui. Și iubitul meu, de obicei noi luăm păcatul ăla și îl ținem pistoc, îl ascundem acolo, dar nu mai știe nimeni. Dar mai fac și alții. Dar mai auzi pe cineva că făcea lucrul ăsta și îl ții acolo. Știi că la un moment dat nu contează cine ești? Poți să te păzească 1000 de îngeri. La un moment dat vine diavolul și spune, eu trebuie să intru în omul ăsta. Trebuie să intru în el. Și îngerii spun, dar ăsta e pastor, domnule. Dar ăsta e un om al lui Dumnezeu. Dar ăsta e o femeie deosebită. Și diavolul spune, eu intru la marfa mea, eu n-am treabă cu el. El îmi ții marfă pistoc de o grămadă de timp. De o grămadă de timp nu le iartă pe cumnațul. De o grămadă de timp a făcut lucrul ăsta și aia eu l-am convins și el nu s-a pocăit de lucrul ăla. Eu intru la marfa mea. Așa se explică de ce un om care păcătuise și lua bani din punga ucenicilor, la un moment dat, gândindu-se că din nou poate câștiga ceva, s-a dus la preoții cei mai de seamă și a spus, ce-mi dați să vi-l dau pe Iisus în mâna voastră? Și ăsta i-a cântărit 30 de arginți, după care l-a predat pe Domnul Iisus Hristos în mâna lor. În seara cinei respective, spune Scriptura, când i-a întins bucățica Domnului Iisus lui Iuda, satana a... Dar ce nu a intrat în Matei? Dar ce nu a intrat în Petru? Oare satana n-ar fi vrut să intre în toți ceilalți apostoli? Ba da, dar singurul care a deschis ușa, prin păcat nemărturisit, repetat, care avea marfă pistoc a furtului din punga ucenicilor, și cred că nu e un lucru așa de important la minunile pe care le făcea el. Nu uitați că el a fost printre cei care au făcut minuni. Nu e așa de important furtișagul, minciuna, neiertarea, disprețul, ce faci, băi, cu tare. Nu e așa de important față de predicile lui. Și a avut ușă deschisă. A intrat satana în el. Stimații mei, la fiecare ni se întâmplă asta. Dacă nu suntem atenți, și păcatul nu scăpăm de el rapid, la un moment dat intrăm sub așa ceva. Nu vă pot spune câți oameni am întâlnit, credincioși fiind, de 20-30 de ani care nu puteau dormi noaptea. Principala întrebare pe care eu le pun este, aveți pe cineva pe care nu puteți ierta? Da, pe soacră, pe noră, pe cumnat, nu-l pot ierta, ci mi-a făcut mie. Bun, de ăla doarme? Doarme ăla, aia e nervant, doarme. Eu nu pot dormi. De ce? Pentru că ai deschis ușa. Nu contează cât e de simțit ăla. Nu contează ce probleme ți-au făcut. Neiertarea deschide o ușă spre domeniul respectiv. Și dacă n-ar fi soluție, nu zic, dar există soluție. Stimații mei, păcatele de pe stoc, de pe cuget, de pe conștiință, nu se iartă, vă repet încă o dată, că eu spun, domnule, am greșit, stau bosonflat 2 săptămâni. Pentru că dacă se iertau prin bosonflare, prin a arăta supărat, nu-l mai trimitea tatăl pe fiul său. Te bosonflaia, ta tot. Și trecea, nu-i așa? Dar nu se poate. Dacă păcatele ar fi iertate prin rugăciune, găseați în Biblie, rugați-vă de 300 de ori pe zi, dar eu pe fiul meu nu-l dau. Dacă păcatele se puteau ierta prin zile de post, găseai din 365 de zile, postiți 300, puțin mă interesează că mâncați numai 65. Dar eu pe fiul meu nu-l dau. Dar pentru că păcatele noastre nu pot fi iertate prin orice am produce noi. Tatăl l-a trimis pe fiul său ca la calvar să-și verse tot sângele ca orice păcat, a oricărui om să poată fi iertat, ca diavolul să n-aibă putere asupra lui. Ori, stimații mei și credincioși, să nu credeți că dacă ați intrat în biserica Domnului, diavolul nu mai are treabă cu voi. Nu, nu, nu.
El e supărat pe biruitori. Dacă veți citi cartea Apocalipsului, în cartea Apocalipsului nu veți găsi premiul 2, premiul 3, premii de consolare și mențiuni. Nu, nu. Veți găsi că toate cununile, că locul în prezența Domnului se dă doar celui ce va birui. Și cel ce va birui nu e ăla care n-a avut necazuri. Nu. Cel ce biruiește e unul care i-a împrumutat bani, nu i-a mai dat înapoi. Cel ce biruiește e o fată care l-a logodit cu un băiat, ăla a lăsat-o și a plecat și a făcut nuntă cu alta și a trimis și ei poze, așa, numai în ciudă. Ce face fata aia? Închide perdele pe geam? Nu. Are de prins o cunună de biruitor. Doamne ajută! Se ridică și aleargă la capăt. Sunt probleme pe care ți-le ridică rudele tale. Ce faci? Te ridici și prinzi cununa de biruitor. Că mai important ca rudele, mai important ca vecinii, mai important ca colegii de muncă, e împărăția Domnului. Dar n-ai resurse în tine însuți. Dar ca să poți trece peste asta, trebuie să folosești sângele Domnului Iisus care iartă orice amărăciune, orice strigare, orice uițime, orice păcat. Păcatul are abilitatea de a turbura viața. Împăratul David spunea în Psalmul 51, în felul următor cu versetul 3, este un pasaj biblic acolo foarte interesant, pe care eu îl vi-l repet, dumneavoastră, cred că îl știți, îl cunoașteți. Păcatul are abilitatea să stea înaintea ta. Spune Scriptura, Psalmul 51, versetul 3, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dar când a păcătuit David dimineața, de păcatul îi stătea înaintea lui? Nu, a păcătuit mult înainte. Dar păcatul are abilitatea de a veni din trecut să stea înaintea ta. Am întâlnit doamne care acum 30 de ani au făcut un avort, din diverse motive. Nu explic eu lucrul. Știți că nu se pot bucura după 30 de ani de copiii pe care i-au? Când totdeauna avortul ăla stă în fața ei, după 30 de ani. Pentru că păcatul are abilitatea să stea, să strici zilele frumoase, zilele deosebite, lucrurile grozave care ar putea să le strică. Și oamenii nu se pot bucura de viață, pentru că păcatul îi stă înaintea lui. Și câtă vreme trăiești, el tot stă acolo înaintea lui. Îi strică orice moment frumos al zilei, pentru că își aduce aminte. Singurul lucru care poate ierta păcatul e sângele lui Iisus Hristos. De aceea este o armă. Să presupunem că diavolul mă păcălește pe mine, eu exemplu meu, că mi-e ușor, că dacă le-o al dumneavoastră, vă simțiți jigniți, mă păcălește pe mine să fac un păcat anumit. Să mint, să am o atitudine de dispreț, să vorbesc niște cuvinte nepotrivite, nu contează ce. Mă reușește să mă păcălească, luptă mult pentru asta. Pentru că diavolul e supărat când noi dormim. Noi când ne culcăm noaptea, dormim. Seara când aproape te culci, o să vezi că ești foarte expus, foarte multe gafi se fac când ești obosit. Foarte multe gafi și nervozitate este atunci când vrei să adormi. Știți, scoală careva. Mergeți la soții dumneavoastră sau la soțiile noastre când aproape să doarme și începeți să, de multe ori soțiile noastre, tu mă asta fac, când noi aproape să dormim, stai să-ți povestești ce am avut azi. Și chef ai tu de povestit atunci. Atunci se fac cele mai mari greșeli. Și câteodată se fac greșeli de genul ăsta. Se greșești în domeniul ăsta. Bun, odată ce am făcut greșeala, iei pistoc la mine, că eu am făcut-o. De obicei nu-i trebuie. Știi ce? Ce-i problema asta? Ce-i problemă dacă i-am spus cuvântul ăla? M-a nervat! Am găsit eu un subiect așa. Păcatul e pistoc, frații mei. Și păcatul acela se cere repetat. Și la un moment dat coboară bariera și lucrul acela îl poți face oricând. Și mergi din păcat în păcat. Și într-o zi, diavolul vine și spune, eu intru la omul ăsta, care-i minciunile mele pe care tot le repetă, curcă apa din el și aia e marfa mea. Și dintr-o dată îl vezi pe credinciosul respectiv că nu-i mai place Scriptura. Nu-i mi-i place să vii la adunare, nu poate rezista la adunare. Vină și stă puțin și pleacă, se duce. Pentru că cineva a intrat înăuntru lui și acel cineva nu-i place Biblia. Nu-i place rugăciunea fierbinte, nu-i place vorbirea în limbi și descoperirea, nu-i trebuie. Și el nu-i vine. Nu mai vorbim de o zi de post. Nu mai vorbim. Că e altcineva intrat în zonă. Pentru că a avut dreptul. Dar dacă eu constat că am făcut un greșeală și mă expun să fiu atacat, ca și credincios chiar fiind de lucrul acesta, am o singură soluție. Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, ca să ne ierte de orice păcat și orice fără de lege.
Vă dau citatul acesta din 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Este pasajul ăsta biblic care vorbește. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Frații mei, o întrebare. De ce Dumnezeu pune condiționalitatea aceasta dacă? Pentru că și dacă nu-L mărturisim, oricum nu-L iartă? Nu! Când Dumnezeu în Biblie cere dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru va... Dar dacă nu iertăm, Tata oricum e bun. Nu, nu. Dacă există condiția dacă, există o cerință pe care Dumnezeu o respectă în funcție de ce fac eu. Dacă eu iert greșelile greșiților mei și Tatăl meu îmi iartă greșelile mele, dacă mărturisesc păcatele mele, El este credincios și drept să le ierte. Dar dacă nu le mărturisesc, nu sunt iertate. De aia există condiția asta. De aceea mărturisirea păcatelor înaintea Domnului este prioritară. Mărturisirea nu are sens, iubiții mei, neapărat de a-L face pe Dumnezeu conștient de ce am făcut noi. Mărturisirea are sens că noi am identificat, am constatat că am greșit. Mai mult mărturisirea e pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Că recunoaștem că am păcătuit, recunoaștem că am greșit și cerem iertare de la Dumnezeu ca prin sângele Lui să curățe viața noastră. Doamne ajută! Știți cât îi ia lui Dumnezeu să ierte păcatele de pistoc din viața noastră? Nu-i trebuie lui Dumnezeu o marjă, ci dacă acum eu mi-am mărturisit păcatele, în aceeași clipă, Dumnezeu prin sângele Lui ne curăță de orice păcat și orice fără de lege, slăvit să fie Domnul. După ce eu am scos marfa afară, m-am dezis de ea, vine Satana și vrea să intre în inima mea, dar n-are drept, pentru că am închis ușa prin sângele lui Iisus Hristos. Amin. Vreau să vă spun un lucru, stimații mei frați și colegi pocăiți ca și mine. Dumnezeu nu-i surprins când ne mai enervăm, suntem oameni. Dumnezeu nu-i surprins că vedem anumite nedreptăți și mai dăm din gură câteodată. Trebuie să ne pocăim și Dumnezeu e surprins că avem la îndemâna noastră soluție să putem fi iertați și nu o folosim. Există biserici care își rezolvă problema doar înaintea cinei Domnului. Și atunci vin și spun, Doamne, Dumnezeule, noi luna asta care a trecut am zis și la nevastă și la copii, câte n-am zis cu tare, te rog frumos să aruncă-l în Marea Uitării. Și ne imaginăm un buldozer așa care pune lama jos și împinge grămada noastră de păcate în Marea Uitării. Frații mei, nu Dumnezeu vrea să ne vadă conștienți. Spune-mi unde ai greșit. Ce-ai zis? Păi am spus la soția mea cuvântul ăsta nepotrivit și de asta îmi cer iertare, îl identific și vreau să-ți promit că nu-l mai fac, Doamne. Apoi m-am purtat față de fratele meu ca un bădăran, ca un nesimțit. I-am spus cuvinte jignitoare, îmi pare rău de starea asta, o să-i cer iertare și lui, dar te rog iartă-mă, Doamne. Când tu identifici lucrurile acestea la rând, sângele lui Iisus Hristos te curăță de orice păcat. Doamne ajută! Știi că data viitoare când altcineva vrea să te provoace, tu îți dai seama că ai trecut prin mărturisire? Știi de lucrul ăsta? Eu am observat în viața mea, e foarte ușor așa, la un moment dat să-i zic, de exemplu fratelui, să-i zic câteva cuvinte jicnitoare, că îmi vine la, nici nu trebuie să fac școală pentru asta. Câteodată când mă supără, îmi vine imediat să-i spun, eu îi spun lui. Bineînțeles, când mă rog, Duhul Sfânt îți spune, ai marfă pistoc care nu e de la mine. E din altă parte. E drept că tu spui că te-ai enervat, te-a supărat, ai bănuit oarecare doză de dispreț față de tine, dar nu ești sigur de asta. Ca atare ai făcut lucrul ăsta, trebuie să rezolvi problema. Spun, Doamne, iartă-mă că eu îmi rezolv problema. Mă duc la el și spun, frate, te rog frumos, mă iartă, m-am scăpat niște cuvinte. El, fiind om pocăit, mă iartă. În momentul respectiv, sângele lui Iisus Hristos mă iartă și mă curăță, slăvit să fie Domnul. Bun, eu mi-am cerut iertare. Când mă întâlnesc din nou cu el, el are chef scandal. El se ia de mine, anumit se ia de mine. Dar eu nu-mi pot permite. Eu îmi dau seama, eu mi-am cerut odată iertare. Eu stau toată ziua și mă iert cu el.
Toată ziua îmi cer iertare, frate, nu pot sta de vorbă cu tine, nu vorbesc, sunt frați care chiar au chef de scandal și spune, frate, matale, vii și vorbești cu mine, dar conform Bibliei, spune Biblia că voi sta mut în tăcere când cel rău va sta înaintea mea. Dintr-o dată începe altă gălăgie, că îl faci pe celălalt, că adică e rău înaintea ta. Și ies probleme între... Poartă-te cu înțelepciune, pentru că lucrurile astea îți aduc un anumit nivel de spiritualitate și spui, Doamne, nu vreau, dar ia lucrurile astea și le pune înaintea Domnului. Și am mai observat un lucru care trebuie să vi-l spun dumneavoastră. După ce ne dăm seama că păcatul, de orice natură, este marfa diavolului, după ce cerem iertare prin sângele Domnului Iisus, scoțându-l de afară, trebuie să te înveți să te ierți și pe tine însuți. De foarte multe ori suntem orgolioși în domeniul ăsta. Suntem orgolioși. Domnule, mi-am cerut iertare de el. Păi, dar unde mi-a fost mie capul să fac o asemenea greșeală, unde trebuie să mă umilesc eu în fața lui, să-mi cer iertare? Nu mă pot ierta pe mine, domnule, când... Fratele meu, dacă Dumnezeu te-a iertat, iartă-te și tu, Doamne ajută. Că altfel nu ești bun nici de cântat, nici de slujire, nici de nimic. Iartă-te și tu, pentru că Dumnezeu te-a iertat, a trecut peste lucrul acesta. Știți că găsesc o grămadă de oameni pe care trebuie să-i consiliem, nu la fază, băi, știi că Dumnezeu te iartă, știu că mă iartă. Și atunci care e problema? Nu mă pot ierta eu. Și ce trebuie să facem? Nimic. Lor le pare rău că n-au un șocant de caușuc să dea în continuu, câteva, să-i dai mai care câteva lovituri. Băi, dă-ți 100 de lovituri și el e mai liniștit. Nu, băi, iartă-te. Cum te-a iertat Dumnezeu, iartă-te și tu și mergi mai departe. Doamne ajută. Între frați se poartă asta. Că suntem orgolioși așa, între frați poți greși. Fiind în același loc, avem acces la slăbiciune unii celorlalți. Și Biblia vine și spune, dacă vreunul dintre voi are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat? Hristos. Așa iertați-vă. E o normalitate lucrul acesta. Nu, la noi e o normalitate să ne păzim ca să nu ne prindă și ceilalți slăbiciunile. Și dacă ne-o prins cumva slăbiciunile și spune, frate, ce-ai făcut acolo? Și ți-o zis. Și ți-o zis. Sigur ai văzut așa? Da, dar dumneatale ai spus. Altceva am avut de gând să spun. Că nu-i foarte simplu, fratele meu. Am fost nevegheator. Sunt un om prin care am fost vulnerabil. Te rog frumos, dacă te-am jignit, iartă-mă, te rog frumos. E atâta de simplu. Ori lucrurile astea nu le facem. Pentru că avem anumite orgolii de care trebuie să ne pocăim, Doamne ajută. Într-o comunitate normală, foarte mulți ne comportăm așa ca și cum lumea cultă toată vine aici. Sunt oameni care efectiv respectă. Nu, frații mei, la pocăință nu vine lumea cultă, nici înțelepții lumii. La pocăință vin oamenii păcătoși, suciți, încălciți. Ca mine și ca voi. Pe ei aduce Dumnezeu la pocăință. Și prin Duhul Sfânt îi schimbă, slăvit să fie Domnul. Pe unii reușește să-i schimbi mai repede, alții se lasă mai greu și unii rămân așa printre noi ca să ne spună Dumnezeu, așa erați toți, dar pe unii dintre voi am reușit să vă salvez. Gândește în ce poziție ești acum. Pentru că Dumnezeu la asta ne cheamă. Biserica e frumoasă, că e ca și un spital. La spital nu merge nimeni să mă duc să-mi petrec concediu la spital. Nimeni nu-și petrece concediul la spital. Nu e un loc plăcut, dar e atât de util. Pentru că dacă ai o problemă, dacă te-ai tăiat cu un cuțit la un deget, hai te-ai pasat singur acasă, ai pus un leucoplast acolo. Dar dacă la un moment dat apare o hemoragie mai puternică, e 1-1-2, te-ai dus imediat medici acolo și încep să facă transfuzii de sânge, încep să facă operații, încep să facă diferite intervenții, pentru că de-aia e spitalul. Biserica este ca un spital. Aici nu se vine în concediu, toate mulți dintre noi, după ce ne-am pocăit, cam asta vrem, să ne respecte toți, pe dreapta și pe stânga. Nu, nu, aici vin oamenii păcătoși, oamenii suciți, oamenii încălciți, oamenii care au probleme de cuget, care vin aici să fie iertați, să fie pansați și din ei Dumnezeu ridică vasele sale, slăvit să fie Domnul. Oameni care simt pe ceilalți. I-am văzut de foarte multe ori când foști alcoolici, care erau scăpați pe ei, care nu se spălau cu zilele, care dormeau pe înșanțuri, dintr-o dată cineva le-a vorbit de Evanghelie și omul acela mânat de Duhul Domnului a venit în adunare, s-a schimbat totul, s-a schimbat absolut tot. A venit în adunare, a început să slujească Domnului, hainele lui erau curate, a început să vorbească corespunzător. Evanghelia civilizează pe oameni. Știți că la un moment dat în adunare ce a intrat un fost coleg de-a lui?
S-a așezat pe un scaun, pe o bancă de asta ca dumneavoastră, renovată, nouă, și frate, se gândeau, păcat de material. Păcat de material. S-a așezat. Singurul care s-a dus lângă el și l-a prins după umeri a fost fostul alcoolic. Pentru că niciunul din ceilalți nu știa prin ce trece el. Și el a început să plângă. Băi, am fost amândoi colegi. Clamp amândoi. Cum de tu așa și eu așa? Și alaltul i-a spus, ne rugăm Domnului și cum s-a îndurat Domnul de mine, se poate îndura, se poate și de mine. Și ăsta vine și aducă o veste bună pe care niciunul dintre noi nu suntem capabili și o dăm. Da, se poate. Și așa vine alt alcoolic. Și așa vine alt drogat. Și așa vine alt curvar. Și așa vine alt... Că biserica e un spital unde Domnul mântuiește, slăvit să fie Domnul. Noi vrem să ne prezentăm ca sfinți. Foarte mulți din oameni pe care am întâlnit eu să iau costume din astea scumpi, să dau cu spray-uri de firmă, de așa, să miroasă bine, vine în adunare, cântă, pe voci, cântăm pe voci, prezentăm, și vin foștii noștri colegi, spune, băi, dar tu ce fain cânți, cum de cânți așa? Că știu că altă dată când erai bat, răsunată satul, cântai fals din numai, toată lumea, cum de cânți așa? Fac vocaliz, domnule. Eu fac vocaliz, am costumile astea pentru că sunt binecuvântat de Domnul. Frații mei, nu, s-a îndurat Dumnezeu de noi. Amen. Mai știu ceilalți? Pentru că una dintre armele pe care o avem la dispoziție este sângele Domnului. Amen. Și Biblia vine și ne spune să folosim lucrul ăsta, nu o dată pe lună. Obișnuiți-vă ca și mine, ca și alții. În fiecare zi faceți-vă o retrospectiva zilei respective. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să vă lumineze. Câteodată stau de vorbă cu anumiți oameni și în timpul discuțiilor mele am o discuție liberă, că pot să discut așa. Dacă mă duc în singurătate, aud dinăuntru meu o voce care îi spune vorba aia care ai spus-o. Tu știi că poate fi înțeleasă și altfel? Da, Doamne, dar eu am spus-o cum trebuie. Eu știu și gândește ăla? Nu, nu, nu. Ăla poate gândi că tu ai bătut în apropo. Dar nu m-am gândit la asta. El poate gândi așa, pun mâna pe telefon, pentru că în interiorul nostru profesorul e acolo, ungerea te învață. Pun mâna pe telefon și îi dau telefon. Frate, noi în discuția aia ce am avut noi despre cutare și cutare, am spus o vorbă, am spus vorba asta, nu cumva, ăla îmi spune, tu chiar știi că eu mă gândeam ce ai vrut să spui cu chestia aia? Și îi spun, uite ce am vrut să spun, spun sincer, asta, Duhul Sfânt mi-a descoperit. Îmi pare rău că lăs loc de interpretare, dar nu m-am gândit la altceva, m-am gândit la lucrul ăsta. Bun, mulțumesc că mi-ai dat telefon, sunt liniștit acum. Dar tu te învați, e acolo, profesorul e acolo. Obișnuiți-vă să stați în fața conștiinței voastre, luminate de Duhul Sfânt. În fiecare zi, în fiecare moment. Și păstrați-vă cugetul curat, haina curată, Doamne ajută! Că sângele Domnului Iisus iartă și astăzi. La mine, la tine, nu stați cu păcatele pe stoc. Nu stați cu lucrurile pe stoc de ani de zile. Pentru că lucrul ăsta vă împiedică, vă face să fiți împietriți, vă năcrește viața, efectiv. Vă năcrește. Câți credincioși n-am întâlnit, care au pornit bine, frumos, și la momentul actual n-ai cu cine vorbi. Începi să vorbești cu el, ăla e greșit, celălalt... Bă, dar ce vrei în spital, măi? În spital ce vrei? Ăla suferi cu picioarele, celălalt cu capul, ălaltul doare limba, celălalt i-o căzut urechii. Cine știe ce e acolo? E spital, măi. Ăsta, dur, la asta ne-a adus Dumnezeu aici. Toată lumea are o anumită problemă, dar n-am venit din... Și Domnul Iisus Hristos, de pe timpul Lui a venit și a spus, sensibili la Evanghelie, n-au fost farisei și cărturare și vârfurile religioase, ci vame și păcătoși și curvele au fost sensibili la Evanghelie. Au intrat înaintea liderilor. De ce? Și-au văzut păcatul și-au intrat la mântuire. Lăudați să fie Domnul! Ori la momentul actual, sângele Domnului este o armă. Altfel, cineva se folosește de tine. Îți aduce acea stare de năcreală, de plictisală, de lucruri în viața ta și nu ești de folos nici familiei tale, nici bisericii de unde ești și nici mărturia ta nu este ceea ce ar trebui să fie. Pentru că am întâlnit foarte mulți oameni călăuziți de Duhul Sfânt, lucrează în anumite medii, cu anumiți colegi și ajung la muncă, greșesc față de ceilalți, imediat spune, băi, aici nu m-am comportat cum trebuie, vă rog frumos să mă iertați, nu-i corespunzător. Și dacă mai vedeți vreodată, atenționați-mă voi, pentru că vreau să fac cinste Evangheliei. Eu altădată eram cum eram, dar acum
acum vreau să trăiesc, băi, am văzut lucrul ăsta. Bun, când mai greșesc, spuneți-mi. Ați spus lucrul ăsta? Noi așa ne înconjurăm într-o anumită stare de sfințenie. Suntem pocăiți, suntem credincioși și când cineva ne spune, măi, dar n-ar trebui să fie așa încăpățânat. Cine, eu? Poate tu. Uite la neamurile tale. Dar cui ajută chestia asta? Că dai tu înapoi, rapid, treaba asta. Ori sângele Domnului Iisus ne curăță și din căpățânare. Doamne ajută! Sunt atâtea lucruri de care trebuie să ne îndreptăm, să ne pocăim și în biserica Domnului lucrurile astea să le legați. Doamne ajută! A doua armă foarte puternică pe care o găsim în textul ăsta biblic este prin cuvântul mărturisirilor. Stimații mei, diavolul se teme extraordinar de mult, nu numai de folosirea sângelui Domnului Iisus pentru iertarea păcatelor noastre sau stărilor noastre, ci și de ceea ce vorbim noi. De ce mărturisim noi? Mărturisirea înseamnă nu grăire, nu gândire frumoasă, ci ceea ce rostești, verbalizezi tu. De foarte multe ori verbalizăm multe lucruri. Vorbim de bani, unii se câștigă bani, vorbim de alt frați, vorbim de slujitori, vorbim de politică, vorbim de o grămadă de lucruri. Dar, frații mei, noi am fost chemați să mărturisim ceva anume. Cea mai puternică forță din universul ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Cerul și pământul va trece, dar cuvântul Domnului rămâne în viac. Cine va fi președinte în România, nu știm. Nu știm. Bănuim, la momentul actual e vorba așa de campanie electorală, foarte mulți frați de-a noștri sunt implicați, nu că sunt implicați într-un partid, dar discută cu ceilalți până li se umflă venile la gât că va ieși Ciolacu, altul spun nu, ies celălalt, ar trebui să iasă Simion, ar trebui să iasă cu tare. Păi dar nu te-o chema pe tine să spui cine ar trebui să iasă. Oare când vorbești de Iisus Hristos tot așa se umflă venile la gât? Tot așa vorbești până aproape drăgușești? Cum de dintr-o dată nu mai ai grai? Cum dintr-o dată nu mai ai putere? Cum de-ți pierde pofta? Pentru că există un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca să poarte numele Lui în lume. Există un pasaj foarte frumos pe care eu îl citesc de câte oare am nevoie și indicat 1 Petru capitolul 2 cu versetul 9 spune Scriptura așa. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Și era bine de chiar a punct aici. La viață să fie Domnul, că noi suntem poporul ăla, preoție împărătească, neam sfânt, popor câștigat de Domnul, dar a fost câștigat pentru ceva anume. Și spune Scriptura, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa, ca să vestiți, să spuneți, să verbalizați. Sport are cine vorbi, sunt profesioniști în domeniu. Politică are cine face, sunt profesioniști în domeniu. În toate celelalte lucruri, sunt oameni care fac școală pentru business, pentru câștiga bani. Pe noi Dumnezeu ne-a mântuit să vestim puterile Lui. Amin. Ceea ce au nevoie oamenii, n-au nevoie de mai mulți bani, n-au nevoie de mai multă sănătate, ci în primul rând au nevoie de mântuirea prin Iisus Hristos. Pentru că dacă un om îl primește pe Iisus Hristos ca Domn și moare de cancer sau un accident, e mântuit și salvat, ajunge în casa pe care o pregătește Hristos. Dar dacă un om e sănătos tun și are tot ce-i trebuiește, dar nu cunoaște mântuirea, pentru că nu i-a spus o vecinul, nu i-a spus că există mântuire, omul ăla moare în păcatele sale și nu-i ajută la nimic viața lungă și sănătatea perfectă. Pentru că cea mai mare veste este tocmai vestea salvării și mântuirii. Și Dumnezeu a ales un popor care să spună vestea aceasta. Și aici, frații mei, diavolul se teme enorm de mult de ce am putea spune noi. Prima valoare, cea mai importantă pe care o putem spune, este cuvântul lui Dumnezeu. În lumea noastră avem ceva infailibil, ceva care va rezista la tot ce am construit, zidit și scris noi vreodată, cuvântul Domnului. Și acest cuvânt este o armă. Vă reamintesc faptul că în pustiei iudeii era prezent Iisus Hristos și cu Cel care fusese exilat din ceruri. Și aici, unde diavolul era stăpân, că Domnul Iisus Hristos spune, iată că vine stăpânitorul lumii la mine, dar El n-are nimic în mine, spunea El. Stimații mei, aici Domnul Iisus Hristos folosește o anumită armă ca să-L învingă pe El acasă. Nu folosește, de exemplu, de ce făpturile vii din cer au patru fețe.
Nu folosește numele la cele patru făpturi din cerul cu patru fețe. Că m-aș fi așteptat să folosească numele, să folosească niște lucruri pe care noi nu avem acces. Și spunem, Domnule, uite, l-am învins pe diavolul cu informații la care eu nu am acces. Nu. Domnul Iisus Hristos l-a învins pe diavolul aici unde conduce el, cu este scris. Unde? În Biblie. În Biblia noastră. Informații la care fiecare avem acces. Numai să citim. Numai să fim atenți. De aceea e important să vorbești când vorbești de o subiect ce-i scris în Biblie. Cunoști ce-i scris în Biblie? Pentru că asta e forța cuvântului Dumnezeu. Când vorbești cu cineva, îi spui din Biblie ce scrie despre păcate, despre mântuire, despre iertare de păcate. Pentru că există foarte mulți oameni care vin la noi și discută și spune, Domnule, cred că Dumnezeu o să țină cont de faptul că eu am făcut și câteva fapte bune. E ca și cum un om vine și spune în felul următor, Domnule, eu am mers cu mașina așa și la un moment dat am văzut un grup de oameni, peste unul dintre ei am dat cu mașina așa, e la spital, dar trebuie să vă bucurați că n-am dat peste restul. Puteam să dau peste restul. Ca atare, eu n-ar trebui să fiu pedepsit de vreo legii ceva, pentru că am dat numai peste unul și puteam să dau și peste și la 20 care erau acolo. Am dat doar peste unul, cred să mă felicitați de fapt. Ori o să vedeți că legea penală vine și îl pedepsește pe omul respectiv pentru accidentul pe care l-a făcut, nu pentru celălalt pe care l-a evitat, ci pentru ăla care l-a făcut. Un singur păcat de al nostru este cel ce ne condamnă, stimații mei. Și din punctul ăsta de vedere, tu trebuie să vorbești biblic. Ce învață Scriptura? Ce învață Cuvântul lui Dumnezeu? Că sunt oameni care spun că faptele lor bune s-ar putea să fie mai multe ca cele rele. Ori Biblia spune că nimeni nu este mântuire decât prin Iisus Hristos. Amin. Indiferent câte fapte bune sau rele ai, mântuirea vine doar prin Iisus Hristos. Le-ai spus vestea aceasta celor din prejurul tău? Că tu ești chemat să faci asta. Și diavolul se teme pentru că îi scapi pe oameni din robia lui. Dintr-o dată omul se luminează, dintr-o dată omul pricepe. Mântuirea vine prin cuvinte, vehiculul care aduce mântuirea în dreptul oamenilor este prin cuvinte. Vă reamintesc faptul că în Faptele Apostolilor, spune Sfânta Scriptură, că Petru a ajuns în casa lui Corneliu. Și în casa lui Corneliu, Corneliu povestește cum a venit mântuirea în casa lui și prin ce anume. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 13, Scriptura spune în felul următor. El, Corneliu, ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Prin ce vine mântuirea în casa lui Corneliu? Prin cuvinte pe care le va spune Petru. Iubitul meu, în locul lui Petru ești tu. Cuvintele pe care le rostești tu pot aduce mântuire, pot aduce salvare dacă ești din Biblie. Dacă ești din sport, pot aduce o informație sportivă. Dacă ești din lumea afacerilor, pot să aduc un beneficiu ulterior la un moment dat, pentru că informația respectivă contează. Dar cea mai importantă informație pe care o putem da unui om este din cuvântul lui Dumnezeu. Ai vorbit lucrurile acestea cu cei din prejurul tău? Doamne ajută! Obișnuiți-vă să faceți asta. Obișnuiți-vă să ajungeți la cuvântul Domnului. Sunt oameni care îți veniți printre noi și de la Liga Campionilor ajung la Iisus Hristos. De la Coniac ajung la Iisus Hristos. Și există oameni foarte nervoși pe linia asta, spune, băi, de când s-o pocăit cu mătru, vorbeam de Liga Campionilor, vorbeam de aventuri, vorbeam de băuturi, vorbeam de o grămadă de lucruri. Dom'le, acum încep cu Liga Campionilor și el ajunge de la Messi și de la care mai este la Iisus Hristos ajunge. Dacă începi să vorbim de băutură, faci cum faci tot la Iisus Hristos ajunge. Dom'le, orice subiect ajunge la Iisus Hristos. Pentru că e normal să ajungă acolo. El este centrul istoriei, slăvit să fie Domnul. Bun, te-a salvat Dumnezeu pentru ceva anume. Există foarte mulți credincioși la momentul actual care nu folosesc arma asta. Nu folosesc. Și e foarte interesant, copiii tăi știu, pentru că prin cuvintele astea vine mântuirea în casa lui Corneliu, vine mântuirea în casa ta. Spui din Biblie copiilor tăi, spui din Biblie celor din prejurul tău, pentru că ei sunt bombardați la școlile publice de tot felul de informații. Cuvântul lui Dumnezeu are putere, Doamne ajută! Folosește lucrul acesta. Al doilea aspect important este mărturisește puterea lui Dumnezeu. Mărturisește unde ai fost și ce a făcut Dumnezeu cu tine. Mărturisește
cum erai și cum te-a schimbat Dumnezeu. Pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt curioși de lucrul acesta, care vor să știe, efectiv să pună în pielea persoanei respective. Pentru că prin mărturisirea respectivă crește credința în inimile oamenilor respectivi. Am întâlnit destule situații când anumiți oameni care au fost diagnosticați cu anumite boli destul de grave, au venit în sânul comunităților respective și au zis, fraților, sunt bolnav de boală acutare. Medicii mi-au mai dat de trăit doar atâta. Singura speranță pe care mi-au spus-o și medicii este doar la Dumnezeu și n-am unde mă duce. Vă rog frumos, rugați-vă. Și a început biserica să se roage și încetul cu încetul omul s-a făcut bine. Și omul acela se ridică în biserică și din când în când vine și spune, fraților, pentru că timpul e mai lejer astăzi, dați-mi voie din nou să vă spun cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Din nou. Sunt unii care zic, băi, dar m-am plictisit. Am auzit de chestia. Băi, dar vrei să fii bolnav de cancer în fiecare an ca să mărturisești? Ai vrea neapărat treaba asta? Nu mai bine că ai fost bolnav o singură dată, te-o vindecat Domnul și în fiecare an mărturisești ori de câte ori e nevoie? Doamne ajută! A făcut Dumnezeu cu tine niște lucrări. Știți că slujbile noastre ar fi altfel și o idee frumoasă când anumiți oameni din lumea asta, foști alcoolici, foști drogați, foști așa, se ridică din când în când și spune, frate, uite, aici am fost eu, aici m-a adus pe mine Hristos și a făcut din mine ceea ce vedeți. Mai am de lucru la viața mea. Știți că printre cei care stau și ascultă sunt oameni care spun, deci dacă a făcut Dumnezeu cu el, poate face oricând și cu mine. El nu mai are liniște. El spune, dacă cu el a făcut așa ceva, poate face cu mine. Și dintr-o dată în inima acelui om care spunea, nu se mai poate. Cineva îi șoptește în mod special, cu tine nu se poate schimba nimic, cu tine nu se poate face, tu rămâi așa pentru tot. Cineva îi șoptește, că de asta stă lângă el acolo. Și dintr-o dată se ridică unul și spune, Dumnezeu, eu am fost ca tine și mai rău ca tine. S-a îndurat Hristos din mine și a făcut din mine un copil al său. Și poate face din oricine crede, dintr-o dată. Credința intră în viața omului respectiv și omul este de sub autoritatea diavolului și intră în biserica lui Hristos, slăvit să fie Domn. Nu e desăvârșit, cum nu suntem nici unul dintre noi, dar deja a intrat în altă împărăție, e lăudat să fie Domnul. Aia e bună mărturisirea. De foarte multe ori o să urmăriți în lumea evanghelică, tocmai asta nu facem. Vrem să le arătăm celorlalți că suntem culți, că știm că elefanții trăiesc prin Africa și mai sunt elefanți indieni. Și delfinii sunt cele mai inteligente mamifere marine și balena are atâta kilograme. Deci cultură generală, suntem niște enciclopedii pe două picioare, dar nu la asta ne-a chemat Domnul. Domnul ne-a chemat să mărturisim numele Domnului, amin. Restul lasă balena acolo, e bine să știi despre ea, că dacă ți-a arat cineva o poză să nu-i spui că e păstrăv. Din punctul ăsta, să știi ceva cultură generală, dar în rest te-a chemat să prezinți Evanghelia, Doamne ajută! Și o să observați că avem reținere, cineva se luptă cu noi, parcă ne considerăm că ne facem de râs și testul nostru, la școală, pe ogor, la locul de muncă. Când îngerii din ceruri vin și spun, Doamne, Tu ai disprețuit rușinea. Pe vremea aceea când erau crucificați, condamnații, nu li se permitea să aibă nimic, erau goi goluți, puși pe cruce, în fața mamei, a ucenicilor. De aia spune Biblia, a disprețuit rușinea. Așa erau condamnați. Că picturile ne arată altceva, n-a avut nimeni grijă să picteze pe timpul. Dar așa erau expuși ei, pentru umilința lor, erau expuși în modul ăsta. Chiar sfindând regulile vremii, pentru că erau condamnați fără niciun drept. Ei bine, el a disprețuit rușinea ca să ne poată mântui pe noi. Și acum, din cerurile prea înalte, cei care îl văd deopotrivă cu Tatăl, spune, Doamne, am vrut să Te salvăm atunci din rușinea aceea, dar ai rămas pentru ei, care sunt acum în școală, sunt la locul de muncă, și Tu ai disprețuit rușinea să-i mântuiești pe ei și acum lor le rușine să spună din numele Tău și vor să fie și copiii Tăi. Stimații mei, toate aceste întrebări se pun. În lumea nevăzută cineva observă toate aceste lucruri. V-aș ruga tare mult. De aceea Sfânta Scriptură spune, pe cel ce mă mărturisește înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri. Se va prezenta numele Tău, pentru că nu ți-a fost rușine de Domnul Tău. Câți dintre noi ne rușine? Mă uit în multe biserici evanghelice, toate simbolurile care ne-ar putea reprezenta că suntem credincioși sau pocăiți sau îl urmăm pe Hristos, le scoatem.
Să nu se prinde. Suntem ca colegul al meu de armată, care a făcut și el un an și 8 luni de armată și a spus, frate Virgil, nu s-a prins nimeni că eram pocăit. O lucrat sub acoperire. Știți că mulți credincioși nu-ți dau seama oamenii că aparțin de cineva, că sunt altfel? Tocmai din cauza asta. Ne e rușine să mărturisim. Și una dintre armele cele mai puternice care salvează este tocmai asta. Să vă spun de cazuri în care au fost oamenii de multe ori aproape de bătaie, că s-a pocăit un cumnat și spunea cumnatului lui, băi, noi amândoi am băut, amândoi am făcut ce am făcut, dar doar Iisus Hristos îți dă, băi, tu dacă mai vii cu Iisus Hristos, eu te fugăresc, eu te bat până la urmă, mai lasă-mă cu Iisus. Dacă vrei să-mi povestești numai de Iisus Hristos, te rog, nu mai vine la mine. Și Iisus, băi, dacă mai vin, tot de Iisus Hristos să spun. Tot de Iisus Hristos să spun. Eu nu am cum să nu spun. E prea mare binele. Bine, ăsta îl fugărește pe cumnatul lui. Știți când ajungi în năcaz, în boală, în strâmtorare, la cine se gândește? Nu se gândește la prietenii de pahar, că este plecat de mult. Nu se gândește la colegii, oameni de afaceri, că ea nu se mai recunosc cu el. Singurul la care se gândește la cumnatul lui, i-a spus despre un Iisus Hristos care poate schimba. Și mă vezi că pune mâna pe telefon și spune, băi, cumnate, o să în spital, o să galben, analizele mi sunt rele, doctorii nu mai dau nicio șansă. E valabilă oferta aceea despre Iisus Hristos și mântuirea Lui? Pentru că atâta mi-a mai rămas. Dar dacă cumnatul și el spunea, băi, nu spun nimic, ăsta e secret. Știți cât mor prin spitale? Ar vrea să agățe de ceva, dar n-au de ce? Pentru că nu le-a spus nimeni. Pentru că credincioșii cu harfa în mână cântă în adunare și după ce au plecat din adunare, nu mai spun la nimeni nimic. Parcă suntem la facultăți din alea de prestigiu cu nu știu câți pe un loc, bine că am intrat noi. Ori există o grămadă de alocuri în împărăția Domnului pentru toți ceilalți, Doamne ajută! Și vestea asta trebuie dusă, trebuie prezentată. Să ne ajute Domnul! Amin. Ultima armă pe care o avem aici în textul ăsta biblic și o să trec mai fugitiv peste ea, prima este sângele Domnului Iisus Hristos, a doua este cuvântul mărturisirii, a verbalizării noastre, ceea ce spunem noi, și a treilea este a sacrificiului de sine și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Foarte mulți dintre noi conștientizăm faptul că al urma pe Hristos trebuie să fii disponibil să mori pentru Domnul tău. Și teoretic cântăm despre faptul că pentru Domnul suntem gata să murim. Dacă ne pune cineva o întrebare acum când, efectiv, nu ar fi cazul să murim, frate, pentru Domnul ai fi gata să mori? Da, sunt gata să mor pentru Domnul. Dacă ar fi cazul să mor pentru Domnul, nu ar fi nicio problemă. Uite, Domnul nu-ți cere să mori pentru El. Dumnezeu, ești gata, nu? Da. Dar îți cere să-ți ierți cumnatul. E, asta nu se poate. Pentru Domnul mor, dar cumnatul nu-l iert. Păi, dar, uite, ești dispus să mori pentru Domnul? Da, ești dispus să mori. Bun, Domnul nu-ți cere să mori pentru El, dar îți cere să vii la timp la întâlnirea cu El, la adunare. Să vii la timp la adunare. E, asta nu. Frații mei, prețul mare se verifică cu prețurile mici. Dacă spui că vrei să plătești un preț mare și ești dispus, de ce nu ești dispus să plătești un preț mai mic? Pentru că nu ești dispus să plătești nici pe ala mare. Ori omul care e gata să moară pentru Hristos, pentru el un preț mic va fi nimic. El e dispus efectiv să moară. Ca atare că îi cere să vină la timp, îi cere să ierte. Asta e o onoare pe care o face. Pentru că viața pe care o trăiește, dacă moare pentru Hristos, moare, iar dacă trăiește, trăiește pentru Hristos. Doamne ajută! Și atunci lucrurile simple în pocăință. Extraordinar de simple. Eu sunt gata să mor pentru Domnul, dar Domnul îmi cere să iert. Domnul îmi cere să vin la timp, la repetiție. Domnul îmi cere să respect pe frații mei. Domnul îmi cere, dacă cineva mă ofensează, să-l iert, să încerc să-l corectez cu dragoste, pentru că Dumnezeu mai dă zile. Nu îmi cere să mor. Eu sunt disponibil să mor, să scăp de toți odată și așa mai departe. Nu, nu, Domnul mă mai menține și îmi cere să plătesc prețuri mai mici. Suntem disponibili pentru asta? Dumnezeu să ne ajute. Foarte multe biserici au probleme în direcția aceasta. În a plăti prețul mic, ca să-l demonstreze pe cel mare. Și unul dintre prețurile mici care trebuie să-i plătit este atmosfera din casa Domnului. V-aș ruga tare mult când veniți la adunare, veniți încărcați cu bucuria mântuirii, dacă o aveți. Bucuria are ceva specific și mântuirea specific, bucuria mântuirii și bucuria se vede doar pe față. Eu știu că păstrați bucuria să vadă pe degetele la picioare, nu e valabilă. Bucuria se vede doar peste față. Nu poți să spui că am bucuria mântuirii, dar e pe la cot. Nu poți să spui am bucuria mântuirii și intri omoplaț.
Nu! Bucuria mântuirii se vede totdeauna pe fața ta. Dacă Hristos te-a mântuit, arată pe față că ești mântuit. Doamne ajută! Fața ta veselă, senină. Mai ales că Biblia spune că noi ne bucurăm nu de necazuri, ci în necazurile noastre. Pentru că știm că toate sunt calculate, firele de păr sunt cântărite, pașii noștri de priveag. La noi nu-i soartă, nu-i noroc, nu-i întâmplare, ci totul este calculat ca să ieșim mai mult ca biruitori. Și ca atare, pentru că avem asigurările astea din partea Domnului. Ar trebui ca bucuria mântuirii să ne însoțească non-stop. Să nu lăsăm ca bucuria mântuirii să fie umbrită de pierderea unor bani, de pierderea unor prietenii, de anumite vorbe, ci bucuria mântuirii ar trebui să ne însoțească în mod continuu. Și lucrul acesta se vede pe fața noastră. Sunt oameni care se antrenează pentru a nu fi bucuroși. Toată ziua stau și se gândesc așa. Se îngrijorează. Se îngrijorează de copiilor, se îngrijorează de fetelilor, se îngrijorează dacă sunt mărite, se îngrijorează dacă sunt soară, se îngrijorează unii vor lucra, se îngrijorează, bine, bine, dacă te îngrijorezi, crezi că sunt mărit a doua zi? Dacă te îngrijorezi, crezi că băiatul tău găsește de lucru imediat? Bun, astea sunt îngrijorări legitime, normale. Oricum n-ai cum să intervii tu. Dar când vii în casa Domnului, te întâlnești cu cineva care are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. Ai venit cu desaga ta de îngrijorări și prezintă-i Domnului pe toate. Doamne, am o fată, am un băiat, l-am primit ca o binecuvântare înaintea ta. Vreau să-i pregătești o casă liniștită. Vreau să-i pregătești un serviciu binecuvântat. Vreau să faci din el un slujitor al tău. Vreau să-l folosești, Doamne, și nu mă mai duc problemele astea acasă. Ocupă-te tu, că tu știi mai bine ca mine. Și te duci cu o cântare pe buzele tale, așteptând ca în zilele următoare să vezi cum Dumnezeu începe a lucra, pentru că spune Biblia, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însăși îngrijește de voi. Dar câtă vreme eu vin în casa Domnului cu ruzacul de îngrijorări și spun, Doamne, știi că ruzacul ăsta am bolovanul ăsta greu, nu știu ce o să facă băiatul ăsta meu, îl văd rebel, așa, îl văd cu tare, nu cred că să-mi găsesc el de lucru, dați spun ție ca să-ți cunoști cu ce treburi dintr-o eu. Apoi, Doamne, am un vecin care e foarte greu de mulțumit, știi care e situația, după care mai cântă frață, mai predică, pui ruzacul jos, băi ce bine în adunare, parcă mă sunt mai liber, așa, parcă e frumos în adunare, parcă e deosebit, spune adunarea liberă, ții ruzacul înapoi, trebuie să mă ocup eu de băiatul ăsta, dar și crezi că lăs numai cu rugăciunea, trebuie să mă ocup eu numai cu tare. Și Dumnezeu spune, ocupă-te, că de ani de zile te ocupi tu, ocupă-te, cară, în spate. Dar dacă lăsai pe mâna mea, era rezolvată de mult problema, că am toată puterea, e o dovadă de credință, frații mei. Știți că problemele astea așa se rezolvă? N-ai cum să le rezolvi tu. Tu nu poți să știi cugetul unui om, îți știi copilul, dar nu știi unde e sensibil. Dumnezeu știe mai bine. Ar duce în preajma Lui oameni exact de care are nevoie. De câte ori n-am văzut surori și frați care se rugau, frate Virgil, nu-l cunoști pe băiatul meu, e rebel, e așa, e cu tare. Sora l-ai lăsat în mâna Domnului. Nu l-a lăsat că în continuu eu cu mine, ta, cu gura pe dânsul, se spune ce trebuie de făcut, cu tare și așa mai departe. Sora l-ai lăsat în mâna Domnului. Bun, am să-l lăs, o leacă în nume. Bun, Doamne, ocupă-te Tu. Cu greu sora, mama, l-a lăsat. Bine, lângă el să vină un coleg de serviciu. Vine colegul ăla de serviciu și spui, băi, tu știi că eu am fost ca tine? Uite, am făcut asta, am făcut asta, am crezut că fac asta bine. Am dat cu capul în grindă, băi. M-am făcut de râs, am un copil din flori, am așa. Abia acum mi-a venit mintea la cap și am zis ce bine era dacă eram ca tine. Uite, tu ai dreptul să alegi, depinde și vei alege. Și pleacă de lângă el, se duce, a apărut și a dispărut. Nu mai vezi pe băiatul, unde-i Biblia? Pentru că el și-a văzut viitorul creionat de unul care a trecut pe acolo. Unii Biblia, unii cântare, că eu nu vreau să ajungă ăla. Dar cine l-a dus pe ăla acolo? Mama? Nu. Este cineva care are sol pentru fiecare moment, pentru fiecare circumstanță. Dar Biblia vine și spune, nu aveți pentru că nu cereți. Doamne ajută, frații mei. Mă opresc aici cu predicarea Cuvântului Dumnezeu. Suntem într-o lume ocupată abuziv de cel rău, care ne urmărește pe fiecare în parte. Dorește să ne fenteze, să ne prostească, să ne înșele, să păcătuim. Să avem păreri mai înalte despre noi, să jignim pe ceilalți, să-i privim pe ceilalți de undeva de sus și în modul ăsta să greșim. Ori
Biblia vine și spune, soluția simplă este să recunoaștem păcatul, să cerem iertare prin sângele Domnului, să ne dezicem de păcatul respectiv și sângele Lui ne curăță, slăvit să fie Domnul. Apoi avem o altă armă care este cuvântul mărturisirii noastre. Începeți să mărturisiți numele Domnului. Începeți să vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești. Începeți să folosiți puterea cuvântului lui Dumnezeu. Semănați-o în inima celor din prejurul vostru și cuvântul totdeauna aduce rod. Și ultima roadă, ultima armă care aduce o roadă binefăcătoare sufletului nostru este sacrificiul de sine. Nimic nu este prea mult pentru Domnul nostru. Nimic. Nici venitul la adunare, nici slujirea, nici repetiția, nici donația, nici ceea ce facem pentru casa Domnului. El a făcut totul pentru noi. Și tot ce avem și tot ce suntem este datorită Lui. Lăudați să-i fie numele. În rest, pentru El alergăm. Nu faceți lucrurile ca pentru oameni, că oamenii vă vor dezamăgi. Nu contează cum îi zice, vă vor dezamăgi. Nu faceți lucrurile pentru comitete, pentru ordinări, pentru congregații. Toate acestea vă vor dezamăgi. Ați făcut legământ cu Domnul. Faceți toate lucrurile pentru Domnul. Amin. El nu vă va dezamăgi. El are făgăduințe, cununi și premii pentru cei ce vor birui. Și mă rog să ne ajute Dumnezeu pe toți. Poate nu o să avem banii pe care ne-i dorim. Poate nu o să avem sănătatea pe care ne-o dorim. Dar să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim biruitori. Amin.